înainte de a ruga pe cei doi deținuți politici care vor vorbi, mai mult sunt cei trei deținuți politici care vor vorbi astăzi, am să vă reamintesc că a trecut la cele veșnice doamna Micaela Ghițescu, președintele Fundației Memoria și primul redactorul șef al acestei publicații prestigioase, care în decurs de 3 decenii a adunat o întreagă arhivă a suferinței și martiriului pe care acest neam l-a îndurat în cele aproape 5 decenii de comunism. Dumnezeu să o odihnească în pace. Și vreau să salut prezența aici a doamnei Marilena Rotaru, care întotdeauna ne onorează atunci când se află în preajma noastră. În urmă cu mai bine de 7 decenii, România era teatrul unui adevărat război civil. Un război civil asimetric, o țară aflată sub ocupație, un regat altădată strălucitor, răvășit de tancurile sovietice și de regimul comunist impus de acestea. Tot ceea ce reprezenta fundament al așezărilor tradiționale românești era spulberat, începând cu monarhia, biserica răstignită și ea și risipită prin temnițe, elitele satelor și orașelor, mediului universitar, ale armatei române, erau de asemenea decăzute din drepturi și duse în gulagul fără de sfârșit. În aceste momente de cruntă prigoană, tinerii acestei țări, studențimea și elevii, nu au stat impasibili, nu au fost nepăsători. Pretutindeni în țară, în centrele universitare, în orașe, în licee, tinerii, elevi sau studenți s-au organizat manifestând o conștiință națională ieșită din comun și au umplut temnițele comuniste și lagărele de muncă forțată, cei mai mulți dintre ei lăsându-și oasele acolo sau ieșind dincolo de gratii, încărunțiți, îmbătrâniți, cu viețile distruse, dintr-o închisoare mai mică, într-o închisoare mai mare, care se numea Republica Populară România. Doi dintre acești neînfricați tineri, care la vârsta la care alții se abandonează plăcerilor și distracției, au purces la organizarea de organizații clandestine, opunându-se prin manifeste, prin cuvântul de la om la om și uneori inclusiv pregătindu-se pentru rezistența armată, pentru a lupta cu regimul comunist și pentru a menține starea de spirit a populației. Îi invit aici pe domnii Gheorghe Nichifor și Nicolae Enciu cărora le mulțumim pentru efortul făcut în această seară pentru a fi alături de noi. Domnul Nicolae Enciu era elev la Huș, într-un liceu din Huș, în 1950, atunci când a fost arestat de securitate împreună
împreună cu ceilalți camarazi din organizația de rezistență în care activa domnule Nichitore.